chapter 1. Pandemia asta, de când cu măștile și familia au voie să parte în mustață. Aerianul pentru chiar nu ajută cu nimic. Deci chiar nimic. Primul lucru e rutierul. Asta ar trebui să-l pună la punct. Nu are aerianul sau pe maritim. Astea nu valorează 2 bani. Îl așteptăm pe cel rutier, da, să deschidă granițele pe rutier. Ne avantajează mai mult pe noi, cel puțin. Călătoriți des sau călătoriți? Călătorim mai des cu mașina decât cu avionul, în țările vecine României. Persoanele respective nu vor fi supuse controlului la frontieră așa cum era astăzi, sau cum este astăzi, la tonetele pe care cu toții le știm. Pasagerii vor merge direct către porțile de îmbarcare și în tot acest traseu, parcurs, ei vor putea fi verificați de Poliția de Frontieră,